Nativii balanță și cei care au ascendentul în balanță. Săptămâna 1 iulie, 7 iulie, va aduce pe teritoriul casei a 11-a, casa grupului social și a relației cu prietenii din gașca dumneavoastră, planeta Mercur, care intră pe teritoriul leului. Odată cu intrarea ei pe acest sector al leului, să știți că ea face un aspect tensionat de opoziție cu planeta Pluton, care aduce foarte multă intensitate în relațiile dumneavoastră și vă atrag atenția asupra modului în care comunicați, în care vă exprimați cu cei din grupul dumneavoastră, cu cei din gașca pe care v-ați format-o. Poate descoperiți anumite lucruri care nu vă fac bine, descoperiți anumiți prieteni care de fapt vă sunt dușmani sau prieteni care nu vă onorează și sunteți furioși, sunteți agresivi. Faceți un dialog și o exprimare agresivă care o să vă facă rău dumneavoastră și probabil că aceste relații le puteți încheia cu aceste persoane într-un mod mult mai echilibrat, fără a lăsa traume în sufletul dumneavoastră. În data de 6 iulie, pe teritoriul casei a 10-a, la carieră, se formează lună nouă în rac. Puteți să vă puneți intenții, semințe de recunoaștere, de succes, de a fi văzuți, de a fi carismatici în domeniul în care dumneavoastră sunteți. Este un moment bun în care puteți să vă puneți în acțiune și în plan tot ceea ce dumneavoastră veți să faceți de acum înainte și timp de 6 luni să știți că puteți să munciți la aceste idei și peste 6 luni să culegeți roadele aici pe casa carierei. Tot aici să știți că este și un sextil frumos, un aspect pozitiv între planeta Saturn și Marte aici pe casa a 10-a și veți fi susținuți, veți avea răbdare, veți avea multă responsabilitate în proiectele dumneavoastră și în tot ceea ce construiți în acest domeniu al carierei și al domeniului în care dumneavoastră vă doriți să aveți prestanță și succes.